Legea prin care unitățile administrativ-teritoriale pot achiziționa simplificat terenuri agricole din extravilan mai are de așteptat. Președintele Klaus Iohannis a trimis către Curtea Constituțională a României o sesizare de neconstituționalitate, dar aceasta urmează a fi discutată abia pe 5 octombrie. Printre prevederile actului normativ reclamat de Iohannis la CCR se numără excluderea din sfera de aplicare a legii a terenurilor agricole situate în extravilan pe care sunt amplasate culturi de pom și viță de vie aflate în proprietatea persoanelor fizice, care pot înstrăina o suprafață de cel mult 3 hectare într-o perioadă de 3 ani. Instituirea posibilității de achiziționare de terenuri agricole situate în extravilan pentru obiective de investiții de interes public local de către unitățile administrativ-teritoriale. Înlăturarea obligației de plata impozitului de 80% pe suma ce reprezintă diferența dintre prețul de vânzare și prețul de cumpărare, în baza grilei notarilor din respectiva perioadă. În opinia președintelui Klaus Iohannis, legea ar fi trebuit adoptată ca lege organică, iar unul dintre efectele sale este că va permite, fără respectarea dreptului de preemțiune, înstrăinarea prin vânzare către orice persoană a categoriilor de terenuri scoase de sub incidența legii. Potrivit președintelui Klaus Iohannis, excluderea din sfera de aplicare a terenurilor agricole situate în extravilan pe care sunt amplasate culturi de pom și viță de vie, aflate în proprietatea persoanelor fizice, care pot înstrăina o suprafață de cel mult 3 hectare într-o perioadă de 3 ani, reprezintă o modificare a condițiilor în care cetățenii străini și apatrizii vor putea dobândi dreptul de proprietate privată asupra unor astfel de terenuri.